Ați vorbit deseori despre relație. Ce semnificație are ea pentru dumneavoastră? Krishnamurti. Mai întâi de toate, nu există izolare propriu-zisă. A fi înseamnă a fi în relație și existența nu poate fi concepută fără relație. Ce înțelegem prin relație? Un impact și o reacție de interconectare între doi oameni, între tine și mine, chemarea, invitația pe care o faci și pe care o accept, sau căreia îi răspund. La fel, chemarea, invitația care îți este adresată ție. Relația dintre doi oameni stă la baza societății. Societatea nu este independentă de tine și de mine, masele nu sunt o entitate separată, deoarece tu și cu mine, în relația noastră reciprocă, alcătuim masa, grupul, societatea. Relația este o stare de conștiință față de interconexiunea dintre oameni. Pe ce se bazează în general această relație? Oare nu se bazează pe așa zisa interdependență, asistență reciprocă? Cel puțin, așa spunem când este vorba de un ajutor reciproc, de sprijin reciproc, etc., dar în realitate, lăsând la o parte cuvintele, lăsând la o parte ecranul emoțional pe care îl așezăm între noi, pe ce se bazează relația? Pe mulțumirea reciprocă, nu-i așa? Dacă nu-ți plac, te descotorosești de mine. Dacă îți plac, mă accepți fie ca soție, ca vecin, ca prieten. Ce este ceea ce numești tu familie? Evident, o relație intimă, de comuniune. Este, desigur, ceea ce înțelegem prin relație, nu-i așa? Relația înseamnă comuniune, fără teamă, libertatea de a ne înțelege unul pe celălalt, de a comunica în mod direct. Dar oare așa se petrec lucrurile? Ești în comuniune cu soția ta? Poate ești din punct de vedere fizic, dar aceasta nu înseamnă relație. Tu și soția trăiți de o parte și de alta a unui zid, care vă izolează, nu-i așa? Tu ai propriile tale preocupări, ambițiile tale, la fel și ea le are pe ale ei. Tu trăiești în spatele zidului și din când în când arunci o privire peste el și numești asta relație. Poți lărgi zidul, îl poți subția, poți introduce o nouă serie de cuvinte pentru a-l descrie, dar realitatea rămâne aceeași. Tu și cealaltă persoană trăiți izolați unul de altul și această viață tu o numești relație. Dacă există o relație reală între doi oameni, adică ceea ce numim comuniune, atunci implicațiile sunt enorme. Atunci izolarea nu mai există, există numai iubire, nu responsabilitate și nici datorie. Numai oamenii cantonați în dărătul unor ziduri vorbesc despre datorie și responsabilitate. Omul care iubește nu vorbește despre responsabilitate, iubește și atât. Împarte cu celălalt bucuria sa, supărarea, banii. Cum stau lucrurile la tine în familie? Există o comuniune între tine și soția ta, între tine și copiii tăi? Evident, nu. În general, familia este numai o scuză pentru a-ți continua numele sau tradiția, pentru a-ți oferi ceea ce-ți dorești, sexual sau psihologic, un mijloc de a te perpetua, de a-ți duce numele mai departe. Un substitut de nemurire, o formă de dăruire. Are și rolul de a oferi securitate și confort. În lumea afacerilor, politică și socială, îi exploatezi pe ceilalți fără milă, dar acasă încerci să fii amabil și generos. Ce absurditate! Când mă simt copleșit de lumea din afară, mă refugiez acasă. În felul acesta, e clar că folosesc relația ca o gratificare,
Cu alte cuvinte, nu vreau să fiu tulburat de ea. Prin urmare, ceea ce cauți într-o relație este o mulțumire reciprocă, o gratificare. Dacă nu o găsești, schimbi relația, fie că divorțezi, fie că rămâi cu soția ta, dar tu îți cauți satisfacție în altă parte sau treci de la o relație la alta până ce dai de ceea ce îți trebuie, adică mulțumire, satisfacție și un sentiment de securitate și confort. În general, acesta e tipul de relație pe care îl întreținem. Îl cauți acolo unde tu, ca individ, poți trăi într-o stare de siguranță, de mulțumire, de ignoranță, toate acestea dând naștere, mai devreme sau mai târziu, unui conflict, deoarece fiecare dintre noi căutăm siguranța în celălalt. Îndată ce intervine o incertitudine, devii gelos, violent, devii posesiv, etc. Invariabil, relația devine posesivă, încep învinovățirile, nevoile personale de siguranță, de reconfort și satisfacere. Bineînțeles că în toate aceste manifestări, iubirea este absentă. Vorbim despre iubire, vorbim despre responsabilitate, datorie, dar în realitate nu știm să iubim, relația noastră se bazează doar pe satisfacere. Efectele le putem constata în civilizația actuală. Felul în care ne purtăm cu soțiile noastre, cu copiii, cu vecinii, cu prietenii, este o dovadă concretă că în viața noastră relația nu e deloc întemeiată pe iubire. Se reduce doar la căutarea unor satisfacții reciproce. Care să fie atunci scopul unei relații? Care este ultima ei semnificație? Dacă te observi în relația ta cu ceilalți, nu constați că relația este, sau poate fi, un proces de autodescoperire? Oare contactul meu cu tine, dacă sunt suficient de perspicace pentru a-mi conștientiza propriile reacții, nu-mi dezvăluie felul meu de a fi? În realitate, relația este un proces de dezvăluire, adică o modalitate de autocunoaștere, însă, cu acest prilej multe lucruri neplăcute ies la iveală, care te tulbură, gânduri, însușiri, comportamente decepționante. Deoarece nu-ți place ceea ce descoperi, părăsești relația care a devenit dezagreabilă pentru alta, nouă. Reiese deci că relația e lipsită de importanță atâta vreme cât nu căutăm în ea, decât satisfacții reciproce. În schimb, capătă importanță dacă devine un mijloc de autorevelare și autocunoaștere. Relația devine cu totul altceva în prezența iubirii. Relație, în sensul curent al cuvântului, există numai când, iubind, aștept să ți se răspundă prin iubire. Dar dacă iubești dăruindu-te cu totul necondiționat, atunci nu mai există neînțelegeri, nu mai există tu și eu, ci o unitate totală, o stare de integrare, o singură ființă, completă. Sunt asemenea momente, momente rare, fericite, de bucurie și plenitudine, când iubirea e dăruire, e comuniune desăvârșită. În general însă, nu pe iubire, pe sentiment, cade accentul, ci pe celălalt, obiectul iubirii, el devine important, cel căruia este dăruită iubirea, iar nu iubirea în sine. Atunci, din diferite motive, fie biologice sau psihice, sau datorită dorinței de gratificare, confort, obiectul iubirii ocupă primul loc și iubirea se stinge, încet. Apar posesivitatea, gelozia, revendicările și odată cu ele, conflictul, iar iubirea se stinge mereu mai mult. Relația își pierde consistența, valoarea și înțelesul. Iubirea. Sentiment din ce în ce mai greu de înțeles.
nu poate apărea dintr-un impuls intelectual, nu poate fi confecționată prin diferite metode, mijloace sau discipline. Este o stare în care eu-ul a încetat de a mai fi, dar el nu poate înceta de a fi doar înlăturându-l, ocolindu-l sau încercând să-l disciplinezi. Trebuie să înțelegi funcționarea eu-ului la toate nivelurile conștiinței. Cu toții am trăit momente de iubire, când nu există nici gândire, nici motivații, dar cât sunt de rare. Și atunci ne agățăm de ele în amintire și, fără să vrem, creăm o barieră între realitatea vie și activitatea noastră zilnică. Pentru a înțelege ce este o relație, trebuie să înțelegem mai întâi ceea ce este, ceea ce se întâmplă în realitatea vieții noastre, în formele ei diverse și subtile, și ce înseamnă adevărata relație. Relația dezvăluie eu-ul. Această revelație ne este extrem de dezagreabilă și, în consecință, ne refugiem în comoditate, în confort. Și atunci relația își pierde extraordinara ei profunzime, semnificație și frumusețe. Relația adevărată nu poate exista decât prin iubire, acea iubire care dăruiește necondiționat. Ea se naște numai când eu-ul se stinge, când comuniunea între doi sau mai mulți este desăvârșită, plenară, incluzând o instanță de elevație supremă. Ceea ce nu se poate realiza decât prin uitarea de sine. Cum putem rezolva actualul haos politic și criza din lume? Poate individul face ceva pentru a opri iminența războiului? Krishnamurti. Războiul reprezintă proiecția spectaculoasă și sângeroasă a vieții de zi cu zi. Războiul este doar expresia exterioară a stării noastre interioare, o lărgire a activității noastre zilnice. Este mai spectaculos, mai sângeros, mai destructiv, dar nu este decât rezultatul colectiv al activităților noastre individuale. În consecință, tu și cu mine suntem răspunzători de izbucnirea unui război. Ce putem face pentru a-l opri? Evident, veșnica iminența unui război nu poate fi înlăturată de tine sau de mine, deoarece el este deja pornit, chiar dacă numai la nivel psihologic. Fiind deja în mișcare, nu poate fi oprit, implicațiile sunt prea multe, prea mari și îndreptate către rău. Dar tu și cu mine, văzând de pildă că a luat foc casa, putem cerceta cauzele incendiului, ne putem îndepărta de ea și construi o casă în altă parte, cu alte materiale, neinflamabile, nu-i așa? Aceasta este tot ceea ce putem face. Tu și cu mine constatăm efectele războaielor și dacă vrem să le punem capăt, începem prin a ne transforma pe noi înșine, căci noi suntem cauza războaielor. Cu vreo 2 ani în urmă, în timpul războiului, a venit să mă vadă o doamnă din America. Mi-a spus că și-a pierdut fiul în Italia și că mai are un alt fiu, în vârstă de 16 ani, pe care voia să-l salveze. Am discutat despre aceasta. I-am sugerat că, pentru a salva fiul, ar trebui să înceteze de a mai fi americană, adică să înceteze de a mai fi lacomă, de a aduna avere, de a râvni putere și dominație, să fie simplă în plan moral, nu numai simplă în ceea ce privește îmbrăcămintea, lucrurile exterioare, dar simplă în gândurile și sentimentele ei, în relațiile ei. Mi-a răspuns: asta este prea mult, îmi cereți mult prea mult, nu pot să o fac deoarece condițiile în care trăiesc sunt prea puternice pentru a le schimba. Prin urmare, ea a fost răspunzătoare de dispariția fiului ei.
Totuși, condițiile în care trăim pot fi controlate de noi, deoarece noi le-am creat. Societatea este produsul interrelațiilor, relațiilor tale și ale mele la oaltă. Dacă schimbăm calitatea acestor relații, societatea se va schimba, dacă ne sprijinim numai pe legislație și pe constrângere, pentru a transforma societatea în exterior, rămânând corupți înăuntrul nostru, continuând și căutând putere, poziții, dominație. Înseamnă să degradăm mereu exteriorul, oricât de științific și organizat ar fi construit. Ceea ce se află înăuntrul nostru învinge întotdeauna ceea ce se află în afară. Ce anume produce războiul? Fie el religios, politic sau economic? Fără doar și poate credința, fie în naționalism, într-o ideologie oarecare sau într-o anumită dogmă. Dacă nu ne-am înverșuna, orbiți de un crez, ci ne-am lăsat conduși numai de voință, iubire și stimă, atunci n-ar avea loc războaie. Dar noi ne hrănim cu credințe, idei și dogme. Cum să nu creăm nemulțumiri? Criza prezentă are o natură excepțională, iar noi, ca ființe umane, trebuie ori să urmăm calea unor permanente conflicte, războaie, care rezultă din felul nostru de viață, ori să înțelegem cauzele războiului și să-i întoarcem hotărât spatele. Evident, ceea ce prilejuiește războiul este setea de putere, de poziție socială, de prestigiu, de avere, de asemenea, boala numită naționalism, adorarea unui steag, boala religiei organizate, adorarea unei dogme. Toate sunt cauze de război. Dacă tu, ca individ, aparții unei organizații religioase, dacă ești lacom de putere, dacă ești invidios, nu vei crea decât o societate menită autodistrugerii. Așa că, repet, depinde de tine, nu de conducători, nu de așa zis și oameni de stat și toți ceilalți. Depinde de tine și de mine, dar după toate aparențele, nu ne dăm seama de acest lucru. Dacă ne-am dat seama cu adevărat că suntem răspunzători de propriile noastre acțiuni, cât de repede am putea pune capăt tuturor războaielor, acestor înspăimântătoare nenorociri? Dar noi suntem indiferenți. Mâncăm de 3 ori pe zi, avem slujba noastră, conturile noastre în bancă, mari ori mici, și spunem: pentru numele lui Dumnezeu, nu ne deranjați, lăsați-ne în pace. Cu cât suntem într-o situație mai privilegiată, cu atât dorim mai multă siguranță, mai multă stabilitate, mai multă liniște. Cu atât mai mult dorim să fim lăsați în pace, pentru ca lucrurile să rămână așa cum sunt. Dar ele nu pot rămâne așa cum sunt, deoarece nimic nu stă locului. Orice lucru se dezintegrează, nu vrem să ne confruntăm cu aceste realități, nu vrem să recunoaștem că tu și cu mine suntem răspunzători de izbucnirea războaielor. Tu și cu mine putem vorbi despre pace, putem ține conferințe, putem să ne așezăm în jurul unei mese și să discutăm, dar înăuntrul nostru, psihologic vorbind, rămânem însetați de putere, de poziție socială, suntem motivați de avidități diverse. Țesem intrigi, suntem naționaliști, suntem încătușați de credințe, de dogme, pentru ele suntem dispuși să murim, să ne distrugem unii pe alții. Crezi că asemenea oameni, ca tine și ca mine, pot aduce pacea în lume? Pentru a avea pace, trebuie să fim pașnici. A trăi în pace înseamnă a nu crea antagonisme. Pacea nu este un ideal. Pentru mine, idealul este doar o evaziune, o evitare a ceea ce este, opoziția la ceea ce este. Un ideal alterează acțiunea directă asupra ceea ce este. Pentru a crea pacea,
va trebui să fim plini de iubire, va trebui să nu mai trăim o viață ideală, ci să vedem lucrurile așa cum sunt și să acționăm asupra lor, să le transformăm. Atâta vreme cât fiecare dintre noi nu caută decât siguranță psihologică, siguranța biologică de care avem nevoie, hrană, îmbrăcăminte și adăpost, iubirea este distrusă. Căutăm siguranța psihologică, care nu există, o căutăm, dacă putem, în exercițiul puterii, în poziția socială, în titluri, care toate primejduie sau distrug siguranța fizică. Este un fapt evident, dacă îl privești cu atenție. Pentru a aduce pacea în lume, pentru a opri războaiele, trebuie ca înăuntrul individului, în tine și în mine, să aibă loc o revoluție. Fără această radicală transformare interioară, revoluția economică nu are niciun sens, deoarece foamea este rezultatul unei politici economice neadecvate, produsă de psihologia noastră, lăcomie, invidie, rea voință și posesivitate. Pentru a pune capăt supărărilor, foametei, războiului, trebuie să aibă loc o revoluție psihologică. Dar puțin sunt cei care o doresc. Vom putea discuta pacea, planifica legislații, crea noi legi, noi națiuni unite, etc., etc., dar nu vom avea pace, fiindcă nu vrem să renunțăm la pozițiile noastre sociale, la autoritatea noastră, la averile noastre, la proprietățile noastre, la viețile noastre lipsite de sens. Este cu totul inutil să căutăm sprijinul la ceilalți. Nu ceilalți ne pot aduce pacea. Niciun conducător nu ne va aduce pacea, așa cum nu ne va aduce niciun guvern, nicio armată, nicio țară. Numai transformarea interioară ducând la o acțiune exterioară va aduce pacea. Transformarea interioară nu înseamnă izolare, nu înseamnă o retragere din acțiune exterioară. Dimpotrivă, o acțiune corectă, adecvată situațiilor poate rezulta numai dintr-o gândire corectă, iar gândirea corectă e condiționată de autocunoaștere. A ne cunoaște mai întâi pe noi înșine este prima condiție a păcii. Pentru a pune capăt unui război exterior, trebuie să începi prin a pune capăt războiului din tine însuți. Unii dintre voi vor da din cap și vor spune: sunt de acord. Dar vor ieși de aici și vor face același lucru pe care l-au făcut în ultimii 10 sau 20 de ani. Acordul tău este doar verbal, nu are semnificație, deoarece nenorocirile lumii și războaiele nu vor fi oprite printr-un consimțământ de moment. Vor fi oprite când vei realiza pericolul, când îți vei da seama de răspunderea ta, când nu o vei mai lăsa pe socoteala altuia. Dacă îți vei da seama de cauzele suferinței, de urgența unei acțiuni imediate și nu o vei mai amâna, atunci te vei transforma pe tine însuți. Pacea va apărea numai când tu însuți o vei fi realizat în tine, când tu însuți vei trăi în pace cu vecinul tău.